Bună seara, bine ați venit la Back in Business. Discutăm despre economie, despre actualitatea din economie, după cum v-ați obișnuit. O să vorbim astăzi despre o serie întreagă de teme foarte interesante, spun eu, despre politici publice de dezvoltare locală, politici publice alternative. Vorbim și despre școala exponențială, o să vedeți ce înseamnă acest, nu e un concept, deja este o realitate, și despre competitivitate. Până să vă dezvălui invitata mea de astăzi, din această seară, vreau doar să vă reamintesc, așa cum o fac de obicei, să urmăriți și pe profit.ro știrile acestei serii, iar principala știre a serii este legată de declinul bursei de la New York. Se pare că avem, adică nu se pare, sigur avem scădere acolo, părerile sunt împărțite, sunt scăderi mai mici, mai mari, de vină pare a fi din nou războiul tarifar, știți bine, nu, declarațiile lui Donald Trump, discuțiile aproape interminabile dintre Statele Unite și China legate de comerțul liber sau de aplicarea unor taxe vamale. Iată că se văd toate aceste lucruri pe bursa de la New York. Cred că și mâine în Europa, poate chiar, sau să nu anticipez, vor fi eventual scăderi, dar mai bine rămânem cu această informație. Așadar, v-am prezentat la început câteva teme ale acestei serii. O să vă prezint și invitata serii de astăzi, doamna Andreea Paul, președinte INACO. Bună seara, bine ați revenit la Profit TV. Bună seara, bine v-am regăsit. Doar să mai spunem că, bunul nostru obicei, avem și un număr de telefon la care ne puteți suna. Este 0364-413-469, număr cu tarif normal. Dacă doriți să intrați în legătură directă cu noi, să adresați o întrebare sau eventual un comentariu vis-a-vis de temele pe care le discutăm, sunteți invitații noștri. Așadar, Andreea Paul, câteva lucruri, câteva teme am spus eu, foarte incitante. Politici publice alternative pentru dezvoltare locală și competitivă, școala exponențială, toate la timpul lor, competitivitate. Ce este cu acest proiect legat de politici publice alternative pentru dezvoltare locală competitivă? Sună foarte interesant ce se întâmplă într-un moment în care, iată, în România se vorbește foarte mult despre competitivitate, dar și despre politici publice. Organizația neguvernamentală pe care am creat-o acum 2 ani și jumătate, INACO, Inițiativa pentru Competitivitate, a câștigat un proiect cu finanțare nerambursabilă europeană cu acest nume, Politici Publice Alternative pentru Dezvoltare Locală Competitivă. Este un proiect amplu, ambițios, care s-a derulat timp de 14 luni. În luna august îl închidem și cu rezultate frumoase. Deci chiar în această lună. Chiar în această lună, în 27 august, chiar vă invităm la evenimentul de închidere acestui proiect, unde prezentăm public rezultatele despre care vom vorbi parțial în seara asta. În acest proiect, timp de 14 luni, ne-am plimbat prin toată țara, în cele 8 regiuni de dezvoltare. Am stat de vorbă cu 48 de organizații neguvernamentale, cu reprezentanții autorităților publice locale, prefecturi, primării, consilii județene, instituții publice locale. Și cu toate ne-am adunat la aceeași masă ca să creăm împreună un pod de legătură între autoritățile locale și societatea civilă locală, iar ONG-urile sau sindicatele și patronatele de la nivel local să poată pune pe masa autorităților politici publice alternative bine croite, care respectă regulile legislative, care vorbesc în limba înțeleasă de către birocrat, pentru a putea fi încadrate într-un potențial buget local participativ. Sunt regiuni mai avansate, cum este Clujul sau Brașovul, care fac deja aceste lucruri, sau sectorul 3 din București, dar multe alte autorități locale nu o fac încă. Acum am să vă dau un exemplu foarte concret de propunere care s-a născut în acest program și pentru care am obținut susținerea participanților. Noi am gândit că e nevoie ca în România să venim cu politici publice locale care să se adreseze provocărilor viitorului. Nu doar să dezamorsăm permanent bombe ale trecutului sau probleme curente. Și este esențial să facem lucrul ăsta. Cum? Creând ceea ce noi am numit GLEV sau grupuri de inițiativă locală pentru economia viitorului. Oarecum gândite ca și funcționare fără costuri bugetare, dar cu participare masivă a reprezentanților societății civile locale, autorităților publice locale, pentru a răspunde cu toții la câteva întrebări cheie. Să vă dau câteva exemple de întrebări cheie. Vă rog.
Cum va arăta piața locală a muncii și care sunt abilitățile de care au nevoie copiii astăzi în școală, care mâine vor păși în piața muncii? Cum va arăta școala viitorului? Cum vor arăta companiile în viitor? Pentru că piețele se schimbă, modelele de afaceri se schimbă semnificativ. Vorbim despre organizații exponențiale, de companii mici care ajung unicorni în timp record și care se adresează unor piețe cu totul și cu totul noi. Avem piețe în cădere și avem piețe în creștere exponențială. Tot ceea ce ține de revoluția digitală 4.0, noi tehnologii cresc. Cum va arăta satul viitorului? Cum va arăta orașul viitorului? Și la toate aceste întrebări putem răspunde doar ascultând fiecare participant local. Fie că e om de afaceri, fie că e reprezentant al sindicatelor, al autorităților publice locale sau al ONG-urilor. Și cu ei la masă, hai să începem să vorbim despre viitor. Nu întâmplător facem acest lucru, pentru că în Strategia Națională pentru Competitivitatea României 2014-2020, a cincea direcție de acțiune spune foarte clar că România trebuie să vină cu răspunsuri la provocările date generației 2050. Și sincer să fiu, nu prea s-a făcut mare lucru în zona asta, nici la nivel guvernamental central, cu excepția poate a inițiativei tehnologiei 5G, a ANCOM-ului, dar în rest aproape nimic altceva, iar la nivel local și mai puțin de atât, cu excepția inițiativelor de Smart City. O întrebare, dacă vreți, nelegată de proiect, ci de ce ați găsit în teritoriu. Cum ați văzut lucrurile? Cum se văd lucrurile sau ce se întâmplă în teritoriu? Noi de aici, din București, uneori avem tentația, să spunem, și senzația că acolo lucrurile stau foarte prost sau că se mișcă foarte încet sau că nu e un tip de dezvoltare locală. Care este pulsul pe care îl dați? Aș vrea să pornesc prea atât din perspectiva societății civile locale, care într-adevăr nu e foarte puternic dezvoltată, dar am găsit inițiative locale spectaculoase, care se adresează unor probleme foarte concrete, de la persoanele bolnave de SIDA până la probleme legate de mediu și care sunt tare implicate, voluntar, și care au deja experiență instituțională, tematică și pot veni cu soluții decupate din realitatea locului, nu generalități. Și care au răspuns acelor probleme cu crowdfunding privat local și foarte puțin cu susținerea bugetului public local. Foarte puțin. Sunt reușite notabile în acest sens. Apoi, din perspectiva autorităților publice locale, am găsit în general neînțelegere a conceptului de grup de inițiativă locală pentru economia viitorului și vezi, doamne, da, la ce ne folosește? Ne pune pâinea pe masă? Da, răspunsul este în viitor, ne pune pâinea pe masă dacă vrem să nu rămânem cu o țară complet depopulată, dacă nu vrem să rămânem permanent la coada Europei în ceea ce privește numărul de companii active la 1000 de locuitori, încă suntem la jumătatea mediei europene. N-ai nicio șansă în viitor fără să dezvolți foarte tare capacitatea de a veni cu noi idei de afaceri și de a crea companii și de a coordona aceste companii. Nu poți să rămâi la veșnicie subcontractor global, pe lanțul de valoare globală. Dar am găsit și autorități publice locale care ne-au îmbrățișat propunerea. Este cazul Prefecturii Călăraș. Este prima autoritate publică locală care a semnat protocolul de susținere a inițiativei pentru crearea grupului de inițiativă locală pentru economia viitorului. Vine repede din urmă Prefectura Cluj. Iar în zona societății civile, acolo avem susținere largă și au înțeles această oportunitate de politică publică. E nevoie de o semnătură sau de o colaborare cu prefectura sau cu primăria sau și, pentru că spuneați că a semnat prefectura. Îmi doresc foarte tare acordul prefecturii, pentru că prefectura este un punct nodal de legătură între autoritatea locală și cea guvernamentală. Ori nu se naște din iarbă acest gilev. Grupul de inițiativă locală trebuie să țină cont de Strategia Națională de Competitivitate a României, care este un document strategic cheie, macroeconomic, cu direcții clare de acțiune, din care nu prea s-au îndeplinit. Sunt 27 de direcții de acțiune cheie, de la acoperirea cu broadband a teritoriului României până la conectarea populației la apă și la canalizare. Și din cele 27 de obiective, unul singur este realizat, iată, în a șaselea an de implementare al acestei strategii. Deci pare a fi un regres. Știu că dumneavoastră monitorizați această strategie. Suntem și la 3 ani, stăteam și parcă chiar ceva mai bine, nu? Nu, suntem la fel de rău?
suntem un pic mai rău. Foarte puțin mai rău. Avem același indicator singur, unic, de acoperire a națiunii cu broadband îndeplinit. 6 direcții de acțiune sunt parțial îndeplinite, iar 20 sunt îndeplinite. Și asta este a treia evaluare independentă a gradului de punere în aplicare a SNC-ului, Strategie Națională pentru Competitivitate. În ediția anterioară aveam 7 obiective parțial îndeplinite. Acum am regresat cu una. Obiectiv. Deci aveți un pic dreptate, nu s-a mișcat mare lucru și nici nu prea se dă importanța acestui document, deși joacă rolul de lege. E adoptat de către guvern, este obligatoriu, nu e voluntar și nimeni nu e tras la răspundere, deși acolo se spune explicit. Anual se face de către Ministerul Economiei evaluarea punerii în aplicare a acestei strategii. Cred că sunteți printre puținele, dacă nu singura persoană din spațiu public, așa, care defilează cu acest drapel în mână, ceea ce nu e rău, dar evident ne trebuie și vă trebuie mai mulți adepți, cum spuneți. Să vă știți puțin? Adeptul principal pe care îl avem este Comisia Europeană. Și de două ori am fost invitați la nivelul Parlamentului European, al Comisiei Europene, ca organizație neguvernamentală, ca să spunem cum vedem lucrurile, ca să prezentăm evaluările noastre, ca să fim ajutați să promovăm conceptul de competitivitate. De ce? Hai să spunem celor care ne urmăresc. De competitivitatea unei națiuni depinde calitatea vieții cetățenilor și a companiilor noastre. De-aia e foarte important să vorbim despre competitivitate. Nu este un concept rigid. Pentru că conceptul, de fapt, se duce până la lucrurile mult mai apropiate de noi. Așa de cum la drumuri, spuneați, școală, spital, sănătate, educație și așa mai departe. Iar la indicatorii ăștia nu stăm strălucit. O să ne întoarcem la competitivitate. Grupul de inițiativă locală pentru economia viitorului spuneați că pe 27 august acest program se închide, în sensul că se închide ca finanțare europeană, nu? Și aveți prezentat și concluziile. Mai ne puteți spune câteva lucruri acum legate de acest proiect, sigur, care se pot spune în acest moment? Am implicat 14 experți de profil pe politici publice alternative, sociologi, psihologi, economiști, social shapers, global futurist, specializări necesare pentru a veni cu propuneri necesare, creative, constructive și nu nedecupate din realitate, ci necesare are nouă tuturor. Bun, întrebarea totdeauna este, practici pe care departe? Le vom... Da, suntem sau, obligați să mergem mai departe. Cu sau fără finanțare europeană, proiectul va trebui să continue sub o formă sau alta. Gândiți-vă că ăsta e scopul creării INACO. Acesta este scopul creării INACO, să venim cu politici alternative și această finanțare europeană ne-a dat foarte mult vânt în aripi ca să mergem mai repede și să ajungem la nivel local cu mesajul nostru. Și a fost foarte important acest lucru. A fost un proiect mic de 200.000 de euro, derulat pe o perioadă relativ scurtă de 14 luni. Dar e nevoie de mult mai mult de atât și vom continua, desigur, acest proiect. Bun. Mergem mai departe cu ceea ce faceți dumneavoastră și colaboratorii dumneavoastră. Am spus la începutul emisiunii că o să discutăm despre școala exponențială. Este un concept pe care l-ați creat dumneavoastră. Aici e legătura cu școala exponențială? Avem niște cursuri? Intrăm și în cursuri? Sau să explicăm mai întâi despre ce e vorba? Hai și apoi să explicăm mai întâi despre exemple. Ce e vorba. Uh-huh. Am citit o carte nu de mult, Organizații exponențiale, care mi-a marcat foarte tare viziunea despre modul în care școala trebuie să cultive noi abilități copiilor noștri. Și mi-am dat seama că dacă lumea este într-o puternică schimbare, companiile se schimbă accelerat, învățarea nu poate să rămână liniară, tradițională, cum o știam noi. Acum punem o cărămidă, mai stăm puțin, mai punem a doua cărămidă și predăm cam aceleași lucruri de atâția mari de ani. Și atunci am creat conceptul de învățare accelerată într-o școală exponențială, care să țină pasul cu nevoile unei generații digitale. Copiii noștri s-au născut cu telefonul mobil și cu calculatorul, cu iPad-ul în mână. Pentru ei, informația are altă viteză, valoarea informației este diferită și foarte puternic schimbătoare. Și atunci am creat acest proiect pilot pentru prima dată în România,
cu care populăm și încercăm să creăm curriculum necesar unui Smart Lab 4.0. Smart Lab 4.0 este un laborator educațional digital inteligent. Primele două Smart Lab 4.0 le-a făcut INACO în anul acesta, în luna mai, la școala numărul 45 Titu Maiorescu. Okay. Iar primul liceu dotat cu un Smart Lab 4.0 din România este la liceul Alexandru Ioan Cuza din București. Și iată că avem o școală generală și un liceu. Programul pilot despre care v-am vorbit, prin care noi venim cu un centru educațional digital inteligent pentru învățare accelerată, are loc la școala 45 Titu Maiorescu cu aproape 90 de copii din clasa a doua până în clasa a opta. Ok, haideți să spunem un pic ce învață ei, pentru că am aici o programă, să spunem, da, acestor copii. Foarte rapid, inițiere în imprimare 3D, iată cum sună. Cum vor arăta meserile viitorului și noile competențe este o prelegere pe care o susțineți chiar dumneavoastră. Internetul tuturor lucrurilor, aplicații practice, Internet of Things, după cum bine știm, introducere în scanere 3D, inițiere iar în imprimare 3D, aplicații practice în realitatea virtuală și introducere în blockchain. Deci sunt numai lucruri și numai cursuri, le pot numi așa? Cum să le numim corect? Sunt cursuri pragmatice, okay, cu traineri veniți pro bono din companii de profil, dar care au experiență în dialogul cu piticii. Și ce facem? Încercăm să apropiem de aceste mari mega tendințe, deci, tehnologice. La ce vârstă sau, de la 8 ani până la 14 ani. Uh-huh. Și apoi am să încerc același program pilot la liceu. Deja avem feedback-uri pozitive. Suntem după a doua zi de școală de vară, în care copiii, aha, au descoperit imprimarea 3D, scanarea 3D. Deci este foarte proaspăt lansat. IoT-ul, adică internetul august, tuturor lucrurilor. Exact. Uh-huh. Și sunt foarte încântată, am avut emoții mari pentru programul ăsta, dar sunt foarte încântată de pozitivismul pe care ni l-au întors copiii. Copiii care înțeleg aceste noi tehnologii cu aplicații simpatice. De pildă, IoT-ul este tradus pe limba copiilor cu ajutorul unei aplicații cu care urmărim pisica în casă. Și de pe laptopul din sala de curs de a școlii deschidem lumina, deschidem televizorul în casa unde urmărim mișcarea pisicii. Și sigur că, cred că e foarte copilașii sunt fascinați și înțeleg ce înseamnă senzor, colector, efector, concepte grele, fizice, informatice, greu de explicat doar teoretic, dar care cu ajutorul aplicațiilor practice sunt foarte bine primite de către copii. La imprimarea 3D e un adevărat antrenament al creativității copiilor. Aici, da. Ei intră într-un program, într-un soft 3D, unde pictează, creează, exact cum creiau tradițional cu creionul colorat pe hârtie A4, acum într-un soft 3D, XYZ printing folosim noi pentru școala pilot, ei creează obiecte, nume, platforme, mesaje, cromate interesant, cu gândurile lor, preocupările și pasiunile lor. Unii dintre ei sunt fascinant de creativi și reușesc doar cu litere, cifre și obiecte geometrice să creeze figurine cu mesaj, ceea ce este extraordinar. Ei, trebuie să ne îngrijim să nu aplatizăm acest potențial nativ de creativitate. Și școala nu prea reușește să antreneze creativitatea. Două școli sunt practic incluse sau pot veni și din alte școli? Care a fost bazinul de... Aici beneficiarii direct sunt copiii școlii 45. Și așa deci, am avut solicitare. Mult mai multele școli de care sunt în România. Scopul nostru este sigur să... Cât puteți face și dumneavoastră. Scopul nostru este să multiplicăm această experiență și să o îmbunătățim. Toate modulele pe care dumneavoastră le-ați parcurs se închid cu doi psihologi invitați de la Brain IQ, extraordinar de buni, care le povestesc copiilor despre tehnici de învățare accelerată pentru performanță școlară.
Adică ne interesează foarte tare acești copii să performeze în educația de zi cu zi și să nu uite să se îngrijească, să-și antreneze creativitatea exact așa cum își antrenează în sala de fitness bicepsii sau tricepsii sau se duc la basket sau la tenis sau alte sporturi care îi animă. Despre asta e vorba. Bun, întrebarea e, apropo și de acest proiect, unde vreți să-l duceți sau care sunt pașii următori, măcar cei pe care vi propuneți? Trebuie să începem cu definirea scopului de la care am pornit și INACO are un scop transformator masiv. Accesul liber al tuturor copiilor la educație digitală inteligentă, nu de oricare. Pentru asta, fiecare școală are nevoie de un Smart Lab 4.0, așa cum le-am creat pe primele două. Noi am ajuns cu numărătoarea la 2, până la 6200 de unități școlare din țară relevantă. Mai avem ceva pași de parcurs. Ne propunem să mergem tot exponențial. Și acum ne e mai ușor dialogul cu edilii locali, pentru că au ce să vadă, să atingă. Îi invităm în laboratorul digital 4.0 ca să descopere 5 imprimante 3D monocolore, o imprimantă 3D multicoloră, 10 ochelari de realitate virtuală cu care copiii pot să învețe de la limba engleză, geografie, biologie până la astronomie, materiile mult mai atractiv. Pot să descopere roboți educaționali multifuncționali, scanere 3D, tablă interactivă inteligentă cu peste 10.000 de aplicații digitale inteligente. Și m-a amuzat așa de mult când profesoara de limba engleză, care a participat la prima sesiune de instruire cu profesorii, a venit și ne-a dezvăluit că unul dintre proiectele dânsei este să-i învețe pe copii, cu ajutorul aplicațiilor digitale inteligente, diferența de accent între Australia, Irlanda, Canada, SUA și așa mai departe. Lucrează la nuanțe, la finețe, așa, da. Foarte frumos. Da? Nici nu m-aș fi gândit că putem duce chiar atât de departe în zona umanioarelor aplicațiile digitale educaționale. În chimie, în fizică, în matematică, lucrurile capătă o ușurință uluitoare în predarea geometriei spațiale, în înțelegerea măsurătorilor fizice, în ceea ce înseamnă atomul, care e un concept greu de explicat pentru copii în curriculum tradițional. Dar cu ajutorul ochelarilor de VR, ei pot să vizualizeze structura unui atom sau corpul uman, organele, scheletul, sau pot deveni globula roșie care circulă prin vene. Și uite așa cum învățarea devine mult mai atractivă, iar copiii vin cu zâmbetul pe buze la școală. Scopul nostru este așadar să ducem proiectul Laboratoarele Educaționale Digitale Inteligente în cât mai multe școli din România. Și aici avem nevoie de bugetare participativă locală. Vreau să vă întreb, știu că sunteți un om care merge înainte, foarte optimist, care trage poate pe toată lumea după ea, dar întrebarea era dacă acest tip de programe și de experiențe, pentru acest tip e nevoie de investiții. Da? E nevoie de un tip de deschidere a școlii, pentru că am mai discutat împreună și știm că școala este totuși un mic colos inerțial, adică e greu să ca se miște. Așa sau, este. Sau asta e senzația mea. Poate dumneavoastră reușiți să găsiți o portiță, să deschideți. Uite, am găsit lideri tehnologici în rândul autorităților locale care s-au mișcat bine. Sectorul 3 a fost, de la sectorul 3 am primit un astfel de răspuns pozitiv. Și foarte repede a venit județul Ilfov. La Măgurele va avea loc crearea următorului centru educațional mare de data aceasta, de la Măgurele, cu asociația Măgurele Science Park. Ceea care include și laserul de la Măgurele. Oarecum încearcă o legătură între echipa de cercetare de primă ligă internațională care activează la IFA și în Măgurele, la Institutul de Fizică Atomică din Măgurele, și educație, și copii. Pentru că sunt complet decuplați, deși cu toții trăiesc în Măgurele. Și nu știu nimic unii de alții. Iar în acest centru educațional, unde probabil utilarea va dubla
ceea ce am propus noi în școli, pentru că centrul acesta educațional de la Măgurele va avea loc într-un spațiu autonom, în afara școlii, dar pe structura conceptuală a Smart Lab-ului 4.0, despre care v-am vorbit deja. Avem această experiență, rolul nostru este să ne îngrijim să nu se așeze praful pe aceste mașini inteligente și de aceea creăm acum și lucrăm la curriculum pentru școală alternativă. Iată politică publică educațională alternativă care s-a născut în zona educațională. Da, interesant. Mă bucur să putem discuta împreună cu dumneavoastră și alte teme decât cele zilnice pe care le vorbim foarte des și, mă rog, și pe care sunt deja bătătorite, de la execuție bugetară, rectificare bugetară, cine cu cine se mai ceartă în politica românească și așa mai departe. Bun, atunci, am întâlnit tineri. Extraordinari. Dați-mi voie să vă dau două nume. Vă rog frumos. Doi ieșeni, clasa 10-a și clasa 12-a, care mi-au trimis un mesaj pe rețeaua de socializare Facebook, auzind de inițiativele și preocupările noastre, și mi-au spus că ei lucrează la un proiect, un robotul Lisa, pe care încearcă să-l doteze cu un soft de inteligență artificială la care lucrează ei pentru interacțiunea dintre el și foarte simpatic. Și i-am invitat pe cei doi liceeni ieșeni să vină la un hackathon creat de către Banca Transilvania acum câteva săptămâni și au avut un succes ieșit din comun. Au fost cei mai tineri dintre participanți. Marea majoritate au venit cu aplicații financiare. Hackathonul este o competiție de idei creative care au potențial de afacere. Și unde finanțatorii, cei care organizează hackathonul, premiază acele idei, mentorează echipele respective de tineri inventatori sau inovatori sau creatori, după caz, și încearcă să pună un push în spatele ideii respective. Ei, acești tineri au și reușit să câștige un premiu, nu mare, dar 500 de euro pentru o pereche de licee înseamnă foarte mult pentru a-și putea dezvolta da, și mai mult și roboțelul. Și un impuls moral, până la urmă, psihic, dacă sigur vreți, înseamnă că... Iar mentoratul e foarte important, mentoratul pentru crearea unui plan de business, pentru dezvoltarea ideii până la stadiul de plan de afaceri. Este un exemplu, dar sunt atât de multe exemple pe care le-am găsit de pildă la Universitatea Politehnică, unde studenți participă la hackathon, tot o competiție de idei creative, studenți din echipe mixte, din domenii de activitate mixtă, medicină, combinată cu electronică, cu automatică, este o idee fabuloasă pe biotehnologie sau pe inteligență artificială. Și încerc oarecum să creăm o masă critică pentru a stimula cercetarea, dezvoltarea, inovarea aplicată cu potențial de viitoare start-up-uri sau organizații exponențiale. Așa au început marile companii, în garaj sau de la în garaj sau de la sau într-un hackathon. Câteva idei, da. Doar avem să luăm un telefon, este un telespectator profit.ro. Bună seara, dacă ne auziți. Bună seara, mă auziți? Da, vă auzim. Salut și pe doamna profesoară și pe dumneavoastră. Bună seara. Eu, pe mine m-a atras și parcă o și rețin oarecum remarca unui antropolog, al unei antropologe foarte interesantă, Margaret Mead, și anume asta chiar m-am străduit și am și memorat-o. Și spunea cam în felul următor: să nu vă îndoiesc niciodată că un grup mic de cetățeni preocupați, implicați, pot schimba lumea. De fapt, aceste grupuri sunt singurele care au schimbat lumea. E remarcabilă toată treaba vis-a-vis de ceea ce face și invitata dumneavoastră în prelungirea conceptului de management al organizațiilor care învață și care s-a transferat ulterior la școlile care învață și acum au crescut sub o altă formă. Ce aș vrea eu, practic, pe mine mă deranjează următoarea chestie. Dumneavoastră vorbiți despre 2050, dar haideți să vedem, spre exemplu, să facem o chestie, să o abordăm intergenerațional, toată problema aceasta, inclusiv a digitalizării.
Noi, la ora actuală, pe piața muncii, avem doar două tipuri de contracte. Contractele individuale și convențiile. Și de aici intervin dificultățile de acomodare a legislației cu tendințele ale formelor de muncă. Adică, practic, noi nici nu avem legislația adecvată. Deci, cred că aici ar trebui, cu asta ar trebui să începem, să ca să ajungem la ceea ce spuneți dumneavoastră. Adică, prin acumulare graduală, să reconceptualizăm inclusiv piața muncii. Și mă îngrozește o altă chestie în sensul pozitiv. Și anume, programul european Europa Digitală, care e undeva la 9,2 miliarde de euro. Păi, în condițiile în care noi nu alocăm nici cele 2% pentru cercetare-dezvoltare, nici cele 6% pentru educație-învățământ, și eu cred că ar trebui să alocăm 12-15%. De ce? Pentru ca să putem să realizăm principiul acela al educației continue pe tot parcursul vieții și al ordinii sociale inclusive. Cred că ar trebui un pic să vedem și aceste aspecte. Toate cele bune! Vă mulțumesc, domnule Claudiu. Ca de obicei, foarte interesante observațiile dumneavoastră. Excelente! Da, am crezut la un moment dat că domnul Claudiu să ne scoată din visul nostru cu anii 2050, dar nu ne-a scos complet. Ceea ce a subliniat dânsul legat de implicarea transgenerațională în desfășurarea acestor proiecte e corect. Și e un pas pe care ne gândim să-l facem, dar încă nu știm foarte bine cum. Pentru că am pornit cu crearea acestui laborator digital inteligent de la chemarea disperată a unui elev de clasa a 12-a, căruia îi prezentam ghidul meserilor viitorului și care mi-a spus: Andreea, fă ceva ca noi să putem practica încă din școală aceste tehnologii 4.0 despre care tu vorbești așa de frumos în ghid. Deci de acolo a plecat ideea și apoi realizarea. De la o solicitare foarte clară a unui licean și la momentul respectiv vă recunosc, habar n-aveam ce trebuie să fac și cum aș putea eu cu un ONG, cu un biet ONG să fac ceva. Și uite că s-a născut ideea, s-a născut proiectul. Primul l-am făcut cu crowdfunding privat, al doilea cu finanțare publică locală și îmi doresc să mergem mai departe cu viteză accelerată. De aici am trecut la pasul 2 pentru a crea un conținut al acestor laboratoare educaționale digitale și iată programul pilot. Sunt convinsă că al treilea pas e obligatoriu să se adreseze tuturor generațiilor și să aducem bunicii împreună cu copiii oarecum în laborator. Vă spun drept, habar n-am încă cum să fac acest lucru. Vă mai gândiți. Dar ne gândim și vedem, poate vin idei și din zona telespectatorilor. Da, e clar că nevoia creează și soluția. Dacă sunteți de acord cu ideea că puțini oameni pot schimba foarte multe în lume, testat, probabil că chiar sunteți printre cei care, repet, încercați să faceți acest lucru. Și nu suntem singuri. Sunt multe inițiative civice locale pe care vă invit să le descoperiți, de pildă în ultimul volum pe care l-am publicat anul trecut la Polirom, Forța Civică a Femeilor. Sigur că acolo m-am uitat la ceea ce fac doamnele, dar sunt inițiative civice fantastice și ale domnilor. Cert este că acolo găsiți mărturii autentice legate de problemele curente ale societății noastre, care își găsesc răspuns doar datorită voinței și puterii fenomenale a celor implicați voluntar să arate că se poate. Și acolo unde statul ratează răspunsul, să vină cetățenii. Aici am două întrebări, sigur, dificile. Nu, una e măcar dificilă. Dați-ne un pic mecanismul de gândire al unui voluntar. Recunosc că uneori stau și mă întreb, domnule, dar ce-i mână în luptă, sigur, sau ce-i face pe oamenii aceștia să meargă, să facă voluntariat? Și doi, știu că aveți astfel de exemple. Dacă toți ați adus aminte de doamnele care sunt implicate social, mai dați-mi și câteva exemple de doamne, pentru că totdeauna exemplele sunt binevenite de persoane. Pocola de la Cluj. Este o doamnă poate necunoscută de la toată lumea, din păcate, dar care a trebuit să se confrunte cu violența domestică și care a reușit să transforme drama vieții ei private într-o izbândă proprie și apoi în soluții pentru alte doamne care se confruntă cu aceeași problemă.
sau la Iași și Piatra Neamț, ONG-uri care, un ONG fantastic care se dedică persoanelor bolnave HIV, pentru că doi părinți la începutul anilor 90 au adoptat două fete, surori mici, și n-au știut că sunt infestate cu HIV. Nu au renunțat la educarea respectivelor fete, ele sunt deja mari, au peste 30 de ani, dar părinții nu s-au rezumat doar la crește, educa și la a se îngriji de sănătatea fetelor, care, apropo, au familiile proprii deja și sunt bine, dar cu tratament pe tot parcursul vieții, și care s-au dedicat celorlalte cazuri similare. Pentru că, trăind experiența asta, cunosc cel mai bine problemele cu care se confruntă. Deci de aici pleacă voluntariatul, mi-ați răspuns și la întrebare, nu? Într-un fel. Da. Poate uneori pleacă din experiență personală. Iar pentru mine, inspirația permanentă rămâne copilul meu, care la 9 ani a creat deja un robot cu limbaj de programare, i-a cerut lui Moș Crăciun o imprimantă 3 de anul trecut, care se plânge că se plictisește la școală, deși are o învățătoare foarte bună, dar școala ca sistem nu mai răspunde la nevoile acestei generații. A primit imprimanta 3D, vă întreb, nu, da. Dacă, nu pentru gesti, dacă a devenit, dacă imprimanta 3D primit, ajunge să fie spre marele public, dacă putem A primit așa, imprimanta 3D în forma ei, da, a primit-o în forma ei cea mai simplă, cea mai ieftină, cu scop educațional. Însă școlile despre care v-am vorbit, cele două, cu Smart Lab 4.0, acolo nivelul de performanță al imprimantei 3D este mult superior față de ce am cumpărat pentru ea acasă. Evident. Suntem într-o zonă mai profesională, dacă pot să-i spunem așa. Nu, dar e și chestiunea de vârstă. Iar un copil de clasa 5-a, 6-a, 7-a, 8-a poate dezvolta proiecte creative informatice ieșite din comun și pentru care are nevoie de imprimante 3D realmente mai performante. Fetiței mele ajunge pentru nivelul ei de vârstă de proiecte la care lucrează. Ea se joacă acum. Imprimanta 3D este o jucărie pentru ea. În regulă. Haideți să vă scot un pic din viitor, să vă aduc în prezent. Ați spus câteva lucruri legate de competitivitate, de această monitorizare pe care o faceți. Mai dați-ne, vă rog, câteva elemente. Tot așa, există un document strategic, macroeconomic, frățior, ca să-i spun așa, se numește SCAP. Și este vorba despre strategia de consolidare a administrației publice. Tot pentru perioada 2014-2020. Aici lucrurile sunt atât de grave. Din 16 obiective de dezvoltare, la a treia evaluare independentă, pe care am publicat-o acum în luna august și o vom supune dezbaterii publice în 27 august, deci în 27, niciun obiectiv nu a fost realizat. Nici măcar unul. Atunci întrebarea așa. Și atunci de aici vine mesajul. Administrația publică, trezește-te, pentru că trebuie să ții pasul cu economia reală. Și apoi, sigur, cu economia viitorului. Întreb tot mai des invitații mei, o să mă întreb și pe dumneavoastră apropo de ce e în neregulă cu administrația publică românească, poate nu numai cea românească, sau ce ar trebui să facem pentru a avea o administrație mai performantă? Obligatoriu, un leadership politic, vizionar, curajos, și care acționează corect. Avem așa ceva? Nu, deocamdată eu zic că nu. Când le vom avea, suntem noi răutăcioși. Vom avea de a face și cu o nouă administrație publică locală. Multe țări reușesc să facă pași accelerați în domeniu. Toată lumea apelează la cazul Estoniei, economie mică, hipertehnologizată, o economie puternică antreprenorială, unde este foarte ușor să-ți deschizi o companie, să interacționezi cu fiscul, să-ți plătești dările la stat sau orice act birocratic de care ai nevoie să-l primești pe e-mail. Da, dar nu sunt singuri, știți, eram discutat. Și nu sunt singuri, bineînțeles. Scuzați-mă, cu un domn care lucrează într-o companie de consultanță, care a lucrat, cred că o să insist să-l și aduc într-o zi în emisiunea asta, a lucrat câțiva ani buni în Orientul Mijlociu, în țările arabe, și îmi spunea ce proiecte extraordinare și nu că nu mai, ce au reușit să facă în materie de informatizare, digitalizare și de relația dintre administrație și cetățean. Păi în Emiratele Arabe Unite există un ministru al inteligenței artificiale. Așa se numește portofoliul lui. Când a fost nominalizat acum 2 ani, avea 27 de ani. Era un puști, ar zice, nu? Grei din politica românească. Dar care înțelege provocarea pe care și-a asumat-o de a transforma, de pildă, Dubaiul în
cel mai inteligent oraș până la anul 2030. Exact, 2030 e poi mâine. Domnul Claudiu s-a întors, mai vreau o precizare, nu putem să refuzăm. O precizare scurtă și mă scuzați. Nicio problemă, vă rog, vă ascultăm. Eu chiar îi supun, domnule profesoare, următoarea treabă, abordare. În opinia mea, trebuie să readoptăm conceptul britanic de funcționar. Adică, practic, noi vorbim sub o formă implicită despre funcționarul public. Eu cred că denumirea asta ar trebui scoasă și din legislație, și din manuale, și din cursuri, și înlocuită cu noțiunea, conceptul explicit de funcționar în serviciu public. Și să nu uităm că vorbim despre britanici care practic sunt teoreticienii și fondatorii acestui concept. Toate Bun. Cele bune. E o idee, de ce nu? Poate că ne ajută, poate că ar fi un pas înainte. Genul acesta de propuneri trebuie îmbrăcate într-o propunere de publică, de politică publică alternativă, exact care respectă rigori, exact ceea ce facem cu programul POCA, cu finanțare europeană, care are nevoie de o notă de fundamentare, de o notă de justificativă, de impact, foarte bine făcută, profesionist făcută, nu doar bifată obligativitatea aceasta, de o bugetare justificată, de analiza implicațiilor economice, sociale, de dialog social. Și atunci, sigur că se poate așterne pe hârtie și să nu vă imaginați că tot ce am spus eu trebuie să fie de milioane de pagini. Nu! Trebuie să fie scurt, pe 2, în 3, 4 pagini poate să iasă o propunere trăznet, care să fie ușor înțeleasă de către decidenții publici și adoptată, după caz, prin Parlament sau la nivelul executivului. Bun, mă întorc la întrebare. A spus că ne trebuie un lider și politic. Apropo de faptul că nu vedem progrese în zona administrației, plecând de la chiar și observarea, sau mă rog, constatarea dumneavoastră că în zona aceasta monitorizarea pe care o faceți este extrem de defavorabilă. Ne trebuie informatizare, nu? Ne-ar trebui și în zona... Vorbim mult de modernizare, informatizare, digitalizare. E obligatoriu. Dar știm cum să o facem sau am putea? Pentru că, până la urmă, cred că ne trebuie un plan, până la urmă. Sigur că ne trebuie un plan, dar nu stăm prost la planul și la strategii. Deci planul mai că avem, pe astea sau? Le avem și sunt scrise. Și culmea, că nu sunt scrise rău. Dacă deci ne abținem măcar de ceea ce scriem în acele strategii și tot ar fi bine. Uite, e de pildă dezbaterea legată de tehnologiile 5G. Care animă foarte puternic, contondent și contradictoriu dezbaterea publică europeană. Pro și contra. Țări care au spus stop joc, hai să mai analizăm, hai să ne mai gândim, hai să vedem impactul asupra sănătății populației. Belgia. Și zic, nu încă. Țări care spun, ba da, noi suntem înăuntru, vrem să fim lideri tehnologici, vrem tehnologie 5G. Companiile private. Cele dezavantajate de noua tehnologie care pierd cursa business-ului privat nu vor, dar cele care au capacitatea de a veni cu soluții alternative pentru tehnologiile 5G vor. Și iată cum se nasc controversele uriașe. Cert este că și în domeniul medical, când au apărut de pildă razele X, sigur că sunt nocive în exces, dar ai nevoie de analizele astea pentru anumite situații. Da. Chiar obligatoriu. Și salvează vieți, salvează sănătatea omului într-un final. Deci nu poți analiza unilateral, de pildă, implicațiile tehnologiilor 5G. Și aici ar fi nevoie de dezbatere publică. Revista Cariere, din câte știu eu, astăzi este singura care dezvoltă o astfel de dezbatere. Și unde invită personalități să-și spună părerea despre tehnologia 5G și ce ar trebui 5G. Să facă România și cum ar trebui să facă. E bine că fac lucrul acesta. Apare un nou concept, prosumatori, pe care noi nici măcar la Academia de Științe Economice nu știu să-l predăm la nivelul mai discutat aici studentului la de anul întâi la materia economie. Corect. De bază. Da. Uh-huh. Adică acel om care și consumă și produce în același timp. Care pentru că ai eventual energie, la el se referă. Exact. Exact. Ori despre asta e vorba în Revoluția Digitală 5.0, despre care urmează să vorbim foarte repede.
Bun, mai spuneți-ne totuși câteva elemente legate de competitivitate. Care sunt totuși cele mai, hai să spunem, dureroase din punctul dumneavoastră de vedere, neperformanțe din această strategie, nerealizări? Și eventual lucrurile am unde am să lărgesc puțin aria de dialog, pentru că toate aceste detalii le vom face publice pe 27 august. Uh-huh. Două semnale mari de alarmă macroeconomice trag acum. Pe de o parte, bugetele instituțiilor publice sunt atât de puternic încordate încât riscăm să nu mai fie plătite facturile la utilități și să nu mai avem lumină în unele instituții publice. Și lucrurile acestea ar trebui rezolvate la rectificarea bugetară, dar nu prea e de unde, pentru că asta înseamnă să crești un buget deficitar cu scop pur electoral și care nu are acoperite ultimele luni de funcționare. A doua problemă majoră pe care o văd este adâncirea fără precedent a dezechilibrelor macroeconomice în zona comerțului exterior. Deja în anul 2018 noi am avut un deficit comercial care depășea 6,7 miliarde euro. În primele 5 luni ale acestui an, pentru care avem ultimele date oficiale disponibile, când am consultat eu site-ul oficial al Băncii Naționale, 30%, nu? Sau cu 84%. 84%. Deci diferența dintre ceea ce exportăm și importăm în România în primele 5 luni s-a accentuat foarte tare în acest an față de aceleași 5 luni din anul anterior. Deci lucrurile se degradează accelerat. Mediul privat nu reușește să rămână competitivă și iată cum iarăși vorbim despre competitivitate pentru a nu escalada deficitul comerțului exterior. Iar ponderea deficitului comerțului exterior în deficitul contului curent se ridică la peste 85% pe aceleași primele 5 luni din acest an. Ori de aici până la curs de schimb, presiune pe curs de schimb și din nou competitivitatea națiunilor, e calea foarte scurtă. Mă rog, iată că până la urmă am ajuns și la temele noastre zilnice. E bine că avem și câteva opinii de aici. Vreau să vă întreb că în acest context în care, despre care vorbiți, mi-a plăcut expresia aceea cu bugete încordate, da? Cred că așa sunt toate semnalele că se întâmplă. Întrebarea era dacă în acest context e posibil să avem un tip de dezvoltare disruptivă, sau care e termenul pe care îl folosiți? Așa ar trebui să adică ceea ce fie. Vreți dumneavoastră să faceți și încercați să, sau iată, reușiți să faceți măcar la scară mică, apropo de astfel de inițiative despre care ați vorbit. Sigur adică că depindem s-ar putea de buget, veni depindem cu de un buget competitiv, uh-huh, dar care ar trebui să rupă disruptiv, cum spune și dumneavoastră, uh-huh, stilul inerțial de a croi un buget care se bazează foarte mult pe trecut, așadar pe nevoile și soluțiile trecutului, și care introduce foarte greu probleme noi, politici noi, perspective noi, economia viitorului și aceste noi tehnologii despre care vorbim. Pornind de la digitalizarea administrației locale până la interconectarea bazelor de date și terminând cu spitalele și școlile care au nevoie de carduri de sănătate funcționale, de laboratoare inteligente. Acum, o să subliniez îngroșat pentru că e ceea ce mă mână foarte tare acum în lupta asta publică. Fiecare școală are nevoie de un laborator digital inteligent în vremurile actuale, exact cum școlile au avut nevoie de laborator de fizică după apariția becului lui Edison. Aha, deci, mai simplu spus, ca să nu se liniștim pe unii, așa poate atât să le spui. Dom'le, facem un laborator care nu e ca un fel de laborator de fizică sau de chimie, dar da, e pe secolul acesta. Pentru că astea sunt nevoile acestor generații. Iar această generație va interacționa cu funcționarul, fie că se numește al serviciului public sau funcționarul public, vom vedea, da, care da, el însuși trebuie să fie alfabetizat digital. Ori România este din nou la coada Uniunii Europene în domeniul digitalizării și al competențelor digitale la nivelul populației. Și da, aici, într-adevăr, e nevoie de o abordare transgenerațională, cum a spus și interlocutorul dumneavoastră. Bun, mai avem undeva spre 5 minute și v-aș ruga să, în buna tradiție, așa să discutăm, vă propun în aceste 5 minute, despre anul acesta, cum îl vedeți dumneavoastră, nu știu, macroeconomic, microeconomic, la nivel personal, în sensul de proiecte pe care le mai aveți de făcut și
Mai aveam, stătea așa o întrebare în cap, și anume, dacă aceste preocupări ale dumneavoastră le împărtășiți și cu colegii de facultate, pentru că, așa cum spunea și domnul Claudiu, sunteți profesor la Academia de Studii Economice, adică mai găsiți în jurul dumneavoastră niște oameni așa, care să privească atât de mult spre viitor? Da. Tot ceea ce am povestit până acum în această emisiune este vorba despre pasiunile mele. Profesia mea de bază este de cadru universitar, predau la Facultatea de Relații Economice Internaționale de la ASE, unde încerc de mai bine de 2 ani de zile să introduc o nouă materie opțională numită Economia Viitorului. Aha, deci încercați, cred încă n-ați reușit, nu? Că anul 2019 va fi anul în care reușesc acest lucru, pentru că declarativ am susținerea conducerii decanatului REI și a rectoratului ASE-ului și îmi doresc foarte tare să venim cu această materie care se predă în universitățile cele mai performante din lume și să propunem tinerilor noștri studenți economiști o nouă perspectivă. Disruptivă, cred că vor fi cu adevărat. Foarte, pentru că eu am introdus un curs în modulul de curs pe care îl predau la masterat și care se numește Guvernanța Economică Europeană. Ultimul l-am rescris integral și l-am dedicat economiei viitorului și ce face Europa din această perspectivă. Este cursul la finalul căruia studenții masteranzi îmi spun, Andreea, pentru că noi vorbim la PERTU, am agreat acest lucru, Andreea, este cel mai tare curs la care am participat de când sunt student în ASE. Dar aia e satisfacția mea deja profesională, că am reușit să ofer valoare informațională unui tânăr care urmează să deseneze el însuși viitorul în care vom trăi noi toți împreună. Okay. Cu sau fără Brexit anul acesta, ca să ne întoarcem la tema aceasta da, acestui an? Eu am spus mereu, da? Dinaintea votului, că eu sunt o mare susținătoare a proiectului european și îmi doresc unitatea Europei. Da, dar parcă lucrurile s-au complicat. S-au degradat iremediabil. Îmi doresc în continuare Marea Britanie în interiorul Uniunii Europene. Am pariat și la momentul votului și ulterior, îmi mențin pariul cu riscurile de rigoare. Da, da. Ok, și eu... Îmi mențin pariul că Marea Britanie va rămâne în Uniunea Europeană și mi-aș dori foarte tare să se întâmple acest lucru. Și pentru britanici și pentru europeni. Ia regulă. Și câteva idei legate de economia românească. Ați spus câteva lucruri. Nimic esențial sau substanțial nu se va întâmpla. Toată lumea se pregătește de alegeri. Okay. Și, anul și în an electoral, viitor, nu? Nimic fundamental nu se schimbă economic și social. A, pe terenul promisiunilor vom asista vom la destule, nu? Vulcani de promisiuni și de schimbări. Nu, avem nevoie de fapte. Uite, fapte mari cu bugete mici. Ok, am reținut. Mulțumesc pentru participare. Andreea Paul, profesor, un om care privește spre viitor și care, iată, a îngrenat, așa, trage la această căruță, să o numesc, a viitorului. Mulțumesc. Îi mulțumim pentru eforturile pe care le face, pentru prezență. Eu vă mulțumesc ca de obicei, stimați telespectatori. Ne revedem mâine seară pe profit.ro. Toate cele bune, o seară bună în continuare.